până la sfârșitul iunie, îl dau după aia. Câte familii sunteți? Suntem trei familii. Frați sunteți? Da, frați, rude. Rude. S-a dus tot, mobila, tot ce am avut. Pahari, ulada, s-a dus tot. Dar copiii sunt la școală sau sunt ei în școală? Eu ieri băiatul meu l-am trimis acasă la Moldova, la bunia. De câți ani băiatul? 16 ani. N-are examen, iată, sora așteaptă că trebuia să duc și el acasă ieri. Dar așteaptă că nu se știe în ce bază ori să facă examenele. Că trebuie să dea după a treia medie, trebuie să facă examene. Da. Și nu știe. O să le fac săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, nu știe. De asta și nu-l poate primi acasă. Că fără examen, cum să-l trimite acasă? Mulțumesc lui Dumnezeu și domnului, domnul preot care a venit la Regio Emilia, nu știu cum îi spune, a dat tare mult ajutor. Vrem corturi. Fiind cu un cort, aici încălzire foarte mare. Am să încep căldurile, da? Să încep căldurile, e o mizerie. Foile pot să înșearpă, așa e greu. Și la protecțiune civile care dau italienii, dau mâncare, pe ca să zici că nu este. Dar mâncarea o folosim care mi-a dat-o dumneavoastră, o folosim fiindcă unul lucrează pe la 7-8, vine seara, nu dovedești să ducă acolo. Să mănânce la acolo, acolo până la 9 să mănâncă la protecția civilă. Facem ceva. Să mănâncă până la ora 9. Unii dacă lucrează pe cum nata mea Eugenie, lucrează la Nogara. E până vine încoace, e la 8 la da la Mantova. E până 8 ceva. Până astea se duce încolo, acolo închis, nu mai mănâncă acolo, într-adevăr. Noi ne temem tuci, venim de la lucru chiar dimineața ne ducem. Venim de la lucru seara, nu mă dovedim să ne ducem să ne facem un duș, chiar așa uneori chiar și fără săpun. E ca așa că ne teme, într-adevăr, nu, frica e frică. Și chiar noi suntem femei și noi așa, măcar un pic, știi să zici, și venim jos deodată, că jos, cum suntem noi, dar suntem mai sicuri jos decât pe... Da, nana. E mai sicur jos. Dar să păcat să fie, că ieri, cum n-am avut oră marți, atunci când a fost cu tremurul, ne-am temut să ne ducem sus, să facem mâncare, să știți, știi? Și ne-am dus acolo, păcat să fie, zis că nu-ți dau mâncare, îți dau mâncare. Numai dacă dovedești, de pildă, noi ne ducem dimineața, eu mă duc cu fiica mea dimineața la lucru. Eu mănânc acolo. Eu nu vin acasă dimineața, că fac 30 ceva de kilometri dacă vin încolo și încoașe. Și trebuie să mănânc numai decât acolo. Câteodată faci ori mai mult în plus, nu dovedești să te duci la ei să mănânci. Pentru că, într-adevăr, acolo e pus, pus de la 7 până la ora 9, mă ating, e pus să mănânci. Nu mai dovedești. Chiar și uneori... De la 8 până la 9. Chiar și uneori, mă ating, îți dă și mai mult dacă dovedești. Dar venind acasă, nu mai intri, chiar mai zici, mai gândești, te duci până acolo, nu mai... După 9 ore de muncă să te duci acolo până e nespălat, vă dați seama. Da, mulțumesc Dumnezeu, într-adevăr, ne aranjăm. E cam greu, dar ne aranjăm. Vedeți cum vedeți, dormim aici, hainele sus, când călcăm, eu calc jos, chiar că am tras lumină și aduc să calc jos și le ducem deja călcate sus înapoi. Înțelegi că te temi, mai bine, e jos și e jos, e jos. Mai, deci, chiar că așa e, așa e la noi. Și avem o prioritate, că avem garajul. De-aia că doamna Valentina care... Grăunată. El este garajul sub casă. La ei se tem să stea. Stau într-un cort mic de două persoane, stau 4-5. Nu, dar e două și ei stau 4. Ce să zici? Da, și bun așa. E bun și așa. Bă, dar părăsc că e chiar așa, așa nu-i mereu. Era din geam la ruși, garaj, era. Era... E așa. Mai strașnic, nu și eu, de exemplu, m-am dus cu băiatul la lucru, fac la bădate, îngrijesc de o bătrână și ne-a luat băiatul, ne-a primit, mă rog, noi cum trebuie, noi luăm cum este, mulțumim și ei și este, pentru că nu pot să trămăt băiatul acasă, că n-am unii să-l trămăt, că n-am la cine, și-l țin aici cu frică, cu nevoie, că e probleme cu sănătatea, dar ne mulțumim și ei și este, că îți mulțumim că italienii au și ei suflet mare și ne primesc, într-adevăr, pentru că... Să primească încă și copilul la serviciu, nu e atât de ușor. E, deodată, știi, emoțiile, da. Să fie liber să trăiască, nu? Până eu, între primul și a doilea, am dormit trei seri în casă. După a doilea, nu. După
să știi că chiar dacă după a doua nu, chiar dacă astăzi nu mai este sau mâine nu mai este, mai stăm încă o săptămână aici să vedem chiar dacă nu ne zguduie. Doar atunci când o vedea că se duc toți oamenii sus pe la casele lor să doarmă, atunci ne ducem și noi. Dar dacă nu, nu, că într-adevăr a căzut tot și tot jos acolo, vesela din sală, pahare, tot s-au stricat. S-au stricat chiar într-adevăr. Să stai liniștit ca prima, că ce necesar și ne trebuie, trebuie să ne înscrim la vigi de focul și mercuri. Da, ca să iau ceva. A luat cât atât am așa caie. Că erau 400 persoane sâmbătă. E zona roșie acolo, nu pot intra. Și deci trebuie să aștepți că sunt multe persoane care vor să-și ia. Eu am fost în fiecare zi. Ceva e... Uite acolo, marcicula schimbă. Imaginabil. E tot, lumini stinse, nu-i nimic. Tot centru, împrejurul la circunvalațiune, e tot schis. Nu e altă de ce. Parcă e un oraș fantasmă. Adina. Dar după asta ați rămâniți aici? Aveți planuri? Sigur, nu, 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 nu. Nu, rămânem aici, dă Doamne și pași, sănătate, nu cu tremuri pe pământ. Rămânem aici. Suntem în rușniți, suntem în cruțane. De exemplu, eu am fost copiii mei de când erau mici. Copiii de aici au început la prima elementară. Și acum face liceu. No, no, no. Eu să duc băiatul meu la Moldova, nu că zic că nu. El chiar când vorbește cu bunicul lui, el trebuie să gândească primul că să zică un cuvânt moldovenesc. Și al zice stâlcit, îl zice, știi? Că dacă el de la grădiniță avea 4 ani jumate când l-am adus aici băiatul. Și el dacă cu nici nu se astea. Nu, mulțumim frumos, numai să nu fie cu tremurile astea, nu ne găsim noi rău aici. Numai să nu fie de astea. Da, poate s-o termina, poate Dumnezeu, poate ne-a păzit Dumnezeu, dar să nu fie. Dar într-adevăr, nu că ne găsim rău, ne găsim bine. Dar vedeți că noi nu ne-am dus, nu ne-am spriat, nu ne-am dus, pentru că avem credință în Dumnezeu, într-adevăr. Să știți, care nu s-a dus la Moldova, aceia au credință în Dumnezeu. Care au fugit, aceia se tem, nu au credință în Dumnezeu, eu așa s-o pot. Nu știu, dar cum alții... Au credință, dar frica da, nu e frica. Mai ales copii. Copiii. Nu, copiii duc. Mâine să-i ducem. Copiii ducem, dar sunt alții care... Atent. Copiii sunt aici, tot aici, sunt mai mari ca astiani și toți au frică. Dar noi rămânim. Nu, unii se duc, într-adevăr. Și la ora 4 dimineața și 2-3 minute, când am văzut că casa asta se duce încolo spre familia și se întoarce înapoi, am rățat și femeia, zic, gata, zic, aici, mă trezesc între ruini. Și după aia au trecut, nu știu cât au trecut și când vedeam în zi, copiii afară, tot, dar casa în blaia ca așa ea. Da, chiar într-adevăr. Ca frunza pe vânt, ea ca așa îmbla casa. Uitam la televizor, îmi spăre că nu pot să închipui și adevăr, noi am văzut numai la televizor așa ceva, dar trebuie să o treci ca să... Atunci dimineața la orele 4, că a fost noaptea și nu se vede, dar cea mai mare frică a fost când a fost marți dimineața. Deci vezi în realitate cum pământul se duce și cum căsele ea ca așa se duc. Aia au fost... Noi eram la lucru. Pe acoperiș, sus. 40 km, 50 km. Acoperiș, când te gândești copiii de acasă, copiii de acasă. Dar pământul, ca să deschidă, a fost la San Carlos. Că acolo pământul, omul intra în crăpătură și nu-i se vedea capul. O intrat, așa crăpături de mare s-a făcut. O ieșit, la început a început să iasă apă cu nisip și cu nămol de astea. O inundat și casă. Da. Și după aceea s-a oprit. Și de unde a ieșit apa și nisipul și tătă nămolul ăsta, au rămas crăpături uscate. Deci când te uiți înăuntru, încape omul în crăpătura aia.